Bună, astăzi am revenit cu un nou clip. Clipul de astăzi va fi un haul. O să vă arăt ce produse mi-am mai cumpărat, ce produse am mai primit în ultima vreme și o să fac și un mic review la fiecare, pentru că pe majoritatea le-am încercat și mă gândesc că poate vă doriți să achiziționați unul dintre aceste produse și vreți să aflați mai multe păreri. Așa că dacă sunteți interesate, să începem. O să încep cu singurul produs care nu este de make-up și anume acest set de lanțuri de la Bershka. Unul îl port aici la gât, este cu două cercuri în formă de infinit. Acest set l-a primit de la prietenul meu, este foarte frumos, este la îndemână, la o ocazie specială am ce purta. Restul produselor le-am pus aici într-o cutiuță pentru a fi mai ușor să le iau și o să încep cu primul produs. Acest BB cream de la Garnier, pe care l-am folosit în unul dintre tutorialele trecute. Singurul lucru care nu-mi place la acest BB cream este faptul că nu vine într-o varietate de nuanțe. Eu l-am în nuanța light și aceasta este puțin cam închisă chiar și pentru mine. Îl port acum pe tenis și se observă că este puțin mai închis. Deci dacă aveți tenul foarte deschis, acest BB cream nu o să vi se potrivească. În rest, el este foarte ok, hidratează foarte frumos tenul, nu are o putere foarte mare de acoperire, dar pentru un BB cream este ok. Următorul produs este această palețica de la Sleek. Este o paletă de farduri. Paleta conține 12 farduri. Fardurile sunt mate, aveți un singur fard si de fapt acesta, care este pentru iluminare. Eu îl folosesc pentru iluminarea zonei de subsprânceană sau a colțului intern, însă îl puteți folosi și pe toată pleoapa, îl puteți folosi cum vreți. Aceste farduri sunt pigmentate, aveți o varietate de nuanțe în această paletă, nuanțe de verde, nuanțe de albastru, aveți și un negru. Deci eu zic că această paletă este foarte binevenită în colecția mea și îmi place. Următorul produs este tot o paletă de la Sleek, însă este o paletă de blush-uri. Această paletă conține 3 blush-uri. După cum vedeți, culorile sunt foarte vibrante. Vă asigur că sunt foarte pigmentate. Trebuie să aveți grijă cum lucrați cu ele, să aplicați o cantitate foarte, foarte mică de produs. Vă recomand această paletă, însă trebuie să aveți mare grijă cum lucrați cu ele, pentru că puteți aplica prea mult produs. Următoarea paletă este o paletă pe care ați mai văzut-o în clipurile mele. Este aceasta de la Essence, Shape Your Face Contouring Palette. Aceasta are tot așa 3 nuanțe. O nuanță pentru contur, o pudră iluminatoare pentru zonele de sub ochi sau pentru toată fața și un blush care are particule si de foarte. Eu am lucrat cu această paletă și la școala de make-up și mi-a plăcut mult de ea. Aceasta am primit-o ca cadou de la o colegă de grupă. Este ieftină și este super ok, așa că vă recomand. Următorul produs este un bronzer. Este acesta de la Bourjois, care arată fix ca o ciocolată și miroase fix ca una. Așa arată produsul. Însă, sincer, nu știu ce v-aș putea spune despre el. Nu l-am încercat foarte mult, dar nu mi se pare un produs foarte, foarte bun. Are o peliculă pe deasupra, iar produsul nu. Nu se transferă produsul pe piele. Este greu de lucrat cu el, trebuie să insiști foarte mult cu pensula ca să se cunoască ceva pe față. Dar mirosul mă atrage și... na. Nu pot să zic că aveți nevoie de el în colecția voastră, este un produs indispensabil. Nu. Următorul produs este acest set de bureței de la Ebelin. De fapt, sunt mini bureței. Sunt 2 bureței mai micuți, unul verde și unul roșu, roz. Mie sunt murdari pentru că i-am folosit. Eu îi folosesc pentru zona de sub ochi, pentru a blendui concealerul în colțul intern, pentru că nu ajung cu un beauty blender mai mare. Și aceștia își fac treaba foarte bine, pentru prețul pe care îl au, sunt super ok. Aceștia îi găsiți în DM. Tot în DM găsiți și acest corector de la Al Verde. Eu îl văzusem prima oară acest corector la Julia H pe Instagram și eram foarte curioasă despre el și voiam să-l încerc. Însă am rămas puțin dezamăgită de acest corector, cel puțin. Poate e din cauza tenului meu, că eu am tenul foarte uscat. Și acest corector se strânge în liniile fine de sub ochi, îmi scoate foarte tare porii în evidență, după care mi se pare că nu se blenduiește foarte bine, că stă la suprafața pielii.
Nu știu, nu sunt foarte mulțumită, dar mi se pare că este bun în a-mi corecta sprâncenele, a acoperi unele imperfecțiuni, dar pentru zona de sub ochi nu pot să-l folosesc. Următoarele două produse sunt tot două corectoare. Sunt aceste două corectoare de la LA Girl Pro Concealer. Aceste corectoare sunt grozave. Nu pot să zic mai multe despre ele. Eu aici am în două nuanțe, însă nuanțele mi se par puțin spre portocaliu, dar când le blenduiești, parcă dispare această tentă portocalie și arată super bine, nu se strâng, nu îmi scot porii în evidență. Am și acest corector în zona de sub ochi astăzi, îmi plac super mult. Eu le-am luat de pe Inspired Beauty și le găsiți la 27 de lei, parcă. Următorul produs este tot un corector, nu știu ce am avut corectoarele, mi-am achiziționat atât de multe. Este acesta de la Yun, Skin Ideal. Acesta l-am luat de pe cosmetic.ro. Însă, să vă zic sincer, nu mi-a plăcut cum am lucrat cu ei, deoarece mi-au trimis un tester. Pe spate scrie, tester not for sale. Și nu știu dacă acest produs a fost folosit. Eu nu prea, vă zic că nu prea l-am folosit. N-am văzut că scrie tester, nici nu prea l-am folosit. Dar știu că nu are putere mare de acoperire, are o tentă gălbuie, iluminează dar foarte puțin tenul. Nu știu de ce mi-ar fi trimis un tester. Na, nu sunt foarte mulțumită de el. Următorul produs este acest balsam de buze de la Bershka. Este un balsam de buze foarte hidratant, îmi place, miroase și foarte bine, arată fain, l-am luat mai mult pentru că arată frumos, pentru că este negru și îmi place. Următorul produs este acest primer de la Laura Mercier. Acesta l-am luat de la o tipă din Cămin, îmi place, este foarte hidratant, mi hidratează foarte bine tenul meu foarte uscat și arată super bine după fundul de ten. În continuare voi vorbi despre acest iluminator de la The Balm, Mary Luminizer. Acesta l-am primit cadou de ziua mea de la fetele din grupă și nu am ce să spun despre acest iluminator. Este absolut superb, arată superb, rezistă. Este un iluminator foarte bun. Următorul produs l-am achiziționat acum câteva zile, este acest kit de sprâncene de la Miss Sporty Studio Eyebrow Kit în nuanța 001 Medium Brown. Nu știu dacă există mai multe nuanțe, pentru că de unde l-am luat eu nu era decât această nuanță. Așa arată kitul. Așa arată kitul. El vine cu o ceară. Îmi place că ceara este colorată spre deosebire de alte kituri de sprâncene, unde ceara este albă și vine și cu o pudră. Pudra este puțin cam deschisă pentru mine, însă îmi place că în momentul în care folosesc un creion puțin mai închis la culoare, pentru că să vedeți că ne-au achiziționat niște creioane de sprâncene și sunt prea închise și pudra asta mi le mai deschide puțin. Ce îmi place la acest kit este faptul că vine și cu o pensulă de genul acesta ca să-ți perii sprâncenele și chiar dacă pensula este foarte mică, după părerea mea este foarte bună și mai vine și cu o altă pensulă cu două capete, un capăt pentru ceară și un capăt pentru pudră. Chiar dacă sunt micuțe, își fac treaba și sunt foarte bune pentru călătorii, când nu vrei să-ți iei o mie și una de pensule la tine. Îți iei acest kit și știi că ești rezolvat-o cu sprâncenele. Și îmi place acest produs, mi se pare că este foarte bun și ceara este foarte bună și se merită. Următorul produs este tot un produs de sprâncene. Este acest creion de sprâncene de la Elf, care are două capete. La un capăt este un creion retractabil, însă este destul de gros acest creion. Nu poți trasa linii foarte precise cu el. Și la celălalt capăt ai o periuță pentru a-ți peria sprâncenele. Este super ok acest creion, însă mi-aș fi dorit ca acest capăt să fie puțin mai subțire și să fie puțin mai uscățel, pentru că atunci când îmi fac sprâncenele, produsele spre care tind sunt acele care sunt mai uscate, pentru că cele mai cremoase se duc mai repede. După care am acest creion de buze pe care l-am primit tot așa de la o colegă de ziua mea. Este de la Essence, Lip Liner, Soft Berry. Este un creion bun, un creion accesibil. Nuanța este superbă. Nu am foarte multe de spus despre acest creion. Este un creion ok. După care am acest ruj lichid, care l-am luat dintr-un magazin din Iași. Cred că am dat
12 lei pe el, însă este prea uscat pentru buzele mele, are mirosul acela de ruj ieftin, nu îmi place, nu, nici nu l-am folosit, l-am aplicat odată și după nu chiar nu-mi place acest produs. Acum vă vorbi despre acest creion de la Golden Rose. Dacă mă urmăriți pe Snapchat, dacă nu ar trebui să o faceți, v-am vorbit acolo despre acest creion, v-am lăsat și v-am făcut și un swatch, v-am arătat cum arată pe buzele mele. Este un creion de acest gen, culoarea este superbă, îmi place mult, este mat, este cremos, nu-ți usucă buzele, arată foarte bine. Iar ultimul produs, dar nu cel din urmă, este produsul pe care îl port și astăzi pe buze, este un ruj roșu. Acesta este de la Kat Von D, l-am luat la cineva din cămin, pe când stăteam în cămin. Este, nu știu dacă este original, însă dacă este replică, este o replică foarte bună, pentru că este atât de lejer de purtat și nu se simte deloc pe buze, nu-ți usucă buzele, rezistă întreaga zi, deci este o replică foarte, foarte bună. Nu am avut original, nu știu exact dacă se compară și cum iese, însă acesta îmi place foarte mult și îmi pare rău că nu mi-am luat mai multe nuanțe. Sper că v-a plăcut acest clip. Acestea au fost toate produsele. Am încercat să spun așa și câte ceva la fiecare pentru a afla mai multe despre aceste produse în caz că vreți să vi le achiziționați. Nu uitați, vă rog, să vă abonați canalului meu, să-i dați un like acestui clip, un comentariu și bineînțeles că ne vedem data viitoare cu un alt clip, sper cât mai curând. Și nu uitați să mă urmăriți pe rețelele de socializare pentru că acolo comunicăm mai mult, inclusiv pe Snapchat, să ne facem o mică familie și să stăm la curent cu toate noutățile. Vă pup și pa, pa!